Anul trecut, în județul Hunedoara au donat sânge aproape 8.000 de oameni. Dacă în 2020 numărul acestora a fost mai mic din cauza pandemiei, anul trecut hunedorenii și-au învins teama față de COVID-19 și au revenit la donare. Practic, numărul celor care au donat într-un an 2021 total pandemic a revenit la cel înregistrat într-un an normal. Ca număr de donatori, anul 2021 a fost un an normal. În 2020 a fost un an cu un procent mai mic de donări de sânge. Deci noi suntem acum, cum s-ar spune, cam prin anul 2018-2019. Adică am revenit la donare. Din păcate, cererile de sânge venite de la spitale depășesc stocurile de sânge de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva. Doctorul Victoria Hălmagi, directorul CJTS Hunedoara, face un apel către hunedoreni să vină să doneze sânge, nu doar pentru apropiați, ci și pentru alte persoane, prin gestul lor putând salva vieți. Din păcate, încercăm să ținem pasul cu cererile, pentru că aici este o problemă, știți? Și de asta întotdeauna fac apel pe toate mijloacele și mass media și scrie mult pe Facebook sau invităm personal donatori prin SMS-uri personalizate la fiecare dintre donatori să revină la donare, chiar dacă au donat o dată sau de două ori, poate că au venit pentru cineva aflat în suferință. Dar noi le scriem să revină vine la donare pentru că un alt pacient pe care nu-l cunosc dânsii are nevoie de ajutor. Cei care doresc să doneze sânge în județul nostru o pot face la centrele fixe de recoltare din Deva, vis-a-vis de Casa de Pensii, la Hunedoara, la nivelul al doilea al Policlinicii Spitalului și la Petroșani, la Policlinica Stomatologică, la etajul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 12. Campaniile de donare, precum și caravanele mobile și alte acțiuni ale Centrului Județean de Transfuzie Sanguină, sunt anunțate la punctele de recoltare din județ, dar și pe pagina de Facebook a Centrului de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva.